Astăzi vorbim despre STEAM pe roți, un proiect educațional de succes în Moldova care oferă tinerilor din zonele rurale sesiuni motivaționale despre programare, robotică și modelare 3D și nu numai. Paula Popescu, manager de proiect, ne va oferi mai multe detalii. Salut, Paula, bine ai venit! Bine v-am găsit! Povestește-ne mai multe despre acest proiect, STEAM pe roți, ce v-a motivat să-l lansați și, în general, ce presupune acest proiect? Proiectul STEAM pe roți a pornit în 2022, în luna mai, deci în curând o să avem 2 ani. Wow! Da, noi ne-am inspirat de la un model din America, în care un autocar dotat cu toate cele necesare circula prin toată țara și livra absolut gratuit, motiva oamenii să urmeze o profesie în inginerie și le demonstra că este foarte ușor cu un set de instrumente să faci anumite lucruri chiar de la tine de acasă. Acest model l-am preluat și noi și am dotat cu 2 ani în urmă, primul autocar. El are toate cele necesare, de la calculatoare, kituri de robotică și Arduino, până la mese, scaune, televizor, frigider. Da. Este o mică casă pe roți. Pentru ca să mergem în toate zonele din țară, și aici nu o să fiu modestă, pentru că am ajuns în peste 450 de localități unice din țară, și am livrat absolut gratuit diverse sesiuni de modelare 3D, Arduino, robotică, copiilor. Extraordinar! Iată, avem și niște imagini cu acest minunat autocar. După 2 ani de la lansare, ce ne poți spune despre parcursul acestui autocar? Pe unde ați fost? Ce provocări ați întâlnit? Și, în general, cât de complicat a fost să lansați un astfel de proiect inedit în Republica Moldova? Proiectul este implementat de către organizația Techedu, o asociație obștească ce are drept scop să motiveze tinerii să urmeze o carieră în domeniul STEM. Noi echipăm și avem mai multe programe pentru tineri, inclusiv STEM pe roți. Inițial, noi am pornit de la un autocar, însă acum avem deja 3 autocare, cel de-al treilea este în dotare, 2 sunt funcționale și circulă în diverse localități. Chiar astăzi avem sesiuni, una în Chișinău și alta în afara Chișinăului. Deci un autocar a rămas în Chișinău, altul a mers în afara orașului. Dar cum reușiți să atrageți atenția locuitorilor, să le treziți interesul cumva, sau tinerilor, copiilor? Totuși, în mediul rural, lumea e un pic mai atentă așa la vizitatori, la... Destul de natural au venit participanții noștri. Inițial i-am atras din celelalte proiecte pe care le aveam și pentru că suntem o comunitate destul de mare în care tinerii sunt activi, inițial tinerii care au participat în alte proiecte a organizației, cum ar fi Girls Go IT sau Upshift, proiecte la fel de programare și antreprenoriat social, ei au venit primii cu inițiativa, ulterior, foarte natural, au venit ceilalți participanți. Avem destul de multe înregistrări, le deschidem la începutul anului, în lunile ianuarie-februarie, și sunt suficiente pentru un an. Deci avem peste 300-500 de înregistrări per an, ceea ce ar însemna minim 300 de zile de sesiuni în localități diferite. Chiar aveți mult de lucru. Da, vreau să vă întreb în ce localități ați fost deja și cum anume alegeți destinațiile, dacă aveți atâția doritori? Deci procesul este foarte echilibrat, aș spune eu. Alegem oamenii în ordinea înregistrărilor, pentru ca să fie cinstit. Am fost în toate raioanele țării și asta este unul din succesele noastre. Cel puțin odată am fost în fiecare raion. Deja fiecare localitate alege să se înregistreze mai mult sau mai puțin. Și noi mergem la solicitări, atât în școli, cât și în centre pentru tineret, centre pentru refugiați și alte... Iată cum. Vreau să te mai întreb încă o dată despre această procedură de aplicare sau de înregistrare. Cum se face? La nivel de primărie sau liceul din sat sau centru de tineret? Cine face anume această solicitare? Avem mai multe canale de comunicare. Puteți să ne găsiți online pe Instagram, Facebook, ca STEAM pe roți.
Acolo o să găsiți un formular de aplicare care o să ia mai puțin de un minut. O să lăsați datele de contact și astfel solicitarea va fi plasată. Ulterior, noi vă vom contacta și vom veni la dumneavoastră în localitate. Sunt diverse solicitări. Partenerii noștri, implementatori, suntem finanțați de către UNICEF Moldova, pot să ne sugereze să mergem în anumite centre, cum ar fi centre de plasament pentru copii sau alte localități care ar fi interesate. Facem schimb de contacte și ulterior mergem în acele localități. Paula, cum crezi, care sunt cele mai mari beneficii observate, iată, odată cu, cu organizarea acestor evenimente în localitățile din țară? Ce au de câștigat oamenii de acolo, în special tinerii? Din păcate, nu toate proiectele sunt atât de locale cum ar fi Steam pe Roți. Noi putem să mergem în orice localitate. Am fost în școli în care în clasa a 5 erau 5 copii, în clasa a 6 erau 6 copii și deci în școală erau în jur de 30 de copii, 40 în clasele gimnaziale. Da, și asta era din 2-3 sate veneau copiii. Și noi nu îi discriminăm, mergem și în aceste școli, pentru că majoritatea proiectelor sunt captate pe un număr foarte mare de participanți. Și, din păcate, aceste școli nu beneficiază de toate proiectele. Noi mergem în aceste școli și facem absolut gratuit instruiri la solicitarea lor. Deci copiii pot să beneficieze de un set de instrumente, calculatoare de ultimă generație și să facă un training. El are scop mai mult motivațional. Vă imaginați că într-o singură zi nu reușim să facem un inginer dintr-un copil. Sigur. Însă reușim să-l motivăm și să-i oferim resursele care ulterior le poate utiliza pentru a învăța de sine stătător. Îi dăm acces la diverse programe, îi spunem unde ar putea merge ulterior să facă o facultate sau un colegiu, o școală profesională. Deci îi motivăm să urmeze o carieră în STEM. Vai, cât de frumos! Aș vrea să împărtășești cu noi poate niște experiențe mai memorabile din primii doi ani de activitate. Poate ați schimbat cuiva soarta spre bine, poate, cine știe, poate va apărea un viitor geniu în inginerie datorită vouă. Sperăm foarte mult că o să apară mai mulți genii ulterior după programul nostru. Avem foarte multe istorii, mai fericite și mai puțin fericite. Avem o istorie a unui băiat care a fost pentru prima dată la o lecție de modelare 3D. Ulterior a devenit foarte motivat și a început să studieze de sine stătător, astfel acum a mers la o facultate de design și modelare 3D. E o istorie foarte frumoasă care ne-a spus-o o profesoară din localitatea în care am fost. Avem istorii în care o fetiță de 10 anișori și-a luat fratele mai mic de 6 și era și mai mic de 4 anișori și a venit împreună cu ei la sesiunile STEM pe Roți. Era foarte prost îmbrăcată și se observa că nu are o posibilitate atât de mare să studieze sau nici măcar nu are un calculator acasă. Însă a oferit foarte multe întrebări, a fost foarte curioasă despre ce poate să facă, când o să mai venim la ei în localitate pentru ca să beneficieze de acest proiect și, uite, astfel de istorii ne motivează în continuare să mergem în diverse localități și să instruim copiii care sunt dornici să învețe. Extraordinar! Eu presupun că activați mai mult în perioada caldă anului, când și condițiile sunt mai ok sau... Nu are importanță. Mm-hmm. Ne-am adaptat. Inițial, proiectul era destinat să facem lecții în orice condiții. Mm-hmm. Și asta și facem, de fapt. Am făcut ore atât afară, în spații libere, pe câmpuri, pe, nu știu, chiar și în raion, în piața centrală a raionului, dar și în școli, în săli de clasă. Avem nevoie doar de o conexiune la curent, dar ne străduim ca echipamentul să fie încărcat din timp pentru ca să putem face orele oricând și în orice condiții. Paula, nu pot să nu te întreb care sunt obiectivele pe termen lung a acestui proiect. Odată ce ați vizitat toate raioanele, deja veți pune accent mai mult pe localități în sine, sau? Da, punem accent mai mult pe localitățile rurale. Am făcut în toamna acestui an chiar și un proiect în care am invitat foștii participanți să devină mentori ai proiectului. Astfel am dezvoltat o rețea de 30 de mentori în toată țara și îi avem local. Asta ne permite să organizăm sesiuni local la ei
în localități. Mergem direct acolo, acolo este mentorul, noi doar trimitem autocarul cu tot echipamentul necesar. În vară ne propunem să facem instruiri deja pentru profesori din toată Republica, pentru ca ei ulterior să solicite echipamentele STEM pe roți și să mergem la ei în localitate pentru ca să livreze sesiuni. Deci încercăm să ne mărim cât mai mult rețeaua de mentori pentru ca să fim cu mult mai accesibili pentru tinerii dornici de a învăța. Paula, să știți că faceți o treabă grozavă, admirabilă chiar. Noi vă mulțumim pentru implicare și totodată vă mulțumim că v-ați făcut timp să veniți astăzi la noi, să împărtășiți cu noi această poveste. Noi vă dorim succes și inspirație și sper să ne revedem cât mai curând. Neapărat, vă mulțumesc mult pentru invitație.